O femeie din Elveția ar putea să primească o amendă din cauza unui motiv greu de crezut. Elvețianca a vrut să fie prima care să se bucure de spiritul Crăciunului și a aprins luminițele de sărbători înainte de termen. Gestul femeii nu a fost însă pe placul vecinilor care au făcut imediat plângere la poliție. Kim, o femeie în vârstă de 32 de ani, care locuiește în satul Glafelden, la nord de Zürich, și-a împodobit exteriorul casei cu mii de luminițe și decorațiuni de Crăciun, încă de la mijlocul lunii noiembrie. Elvețianca nu și-a imaginat însă că acest lucru nu va fi deloc pe placul unora dintre vecini. Împotriva ei a fost depusă o plângere la poliție după ce unii săteni au considerat că nu a respectat începutul adventului, perioada în care creștinii trebuie să se pregătească pentru nașterea lui Hristos. Această perioadă începe în în mod normal în a patra duminică înainte de Crăciun, adică anul acesta la 28 noiembrie, deși calendarele tradiționale de advent încep numărătoarea inversă la 1 decembrie. Poliția a apărut rapid la locuința femeii pentru a-i spune să stingă luminițele, în caz contrar ar putea fi amendată. Polițiștii spun că nu pot face excepție de la lege, care prevede că în Comuna Gladfelden luminile de Crăciun pot fi aprinse doar în prima zi de Advent și doar până la 6 ianuarie, a explicat șeful Departamentului de Populație și Securitate al orașului Biulach.